Doamnelor și domnilor, pur și simplu un român frumos, un om frumos, Dan Puric, în județul Hunedoara, la Deva, întrebându-se și răspunzând în același timp vis-a-vis de lucruri pe care probabil ne copleșesc zi de zi pe toți. Domnule Puric, spuneți-mi până la urmă cine suntem. Este ușor de răspuns. Suntem un neam creștin, rostuit în vremuri așa cum trebuie și care are un fel de pecete a dăinuirii, nu știu și eu cum să o numesc altfel, în ciuda tuturor vicisitudinilor istoriei și a nedreptăților ei. Suntem un popor frumos. Fericiți cei prigoniți, dar cei batjocoriți? Păi, batjocoria face parte din prigoană. Să ne gândim că Hristos a fost și batjocorit. Și chiar de mulți cărora El a făcut bine. Cred că ceva mai cumplit nu se poate. Am fost batjocoriți, nu este pentru prima oară când suntem batjocoriți. Problema este că nu trebuie să respirăm batjocul acesta, ca pe un aer toxic care ni se dă nouă, să ni se spună că ăsta este oxigen. Sigur că nu trebuie să ai aici așa un fel de țâfnoșenie regionalistă și să zici, domne, românul este buricul pământului. Nu este vorba de așa ceva, este vorba de o atitudine că se poate de echilibrată, de normală și de igienică în ultima instanță. De igienă sufletească, de igienă acestui popor. Poți să accepți niște critici care sunt constructive, dar una este critica constructivă și alta este batjocura. Alta este, cum să zic, un punct de vedere critic și alta este desacralizarea sau demitizarea unui neam. Eu cred că fiecare popor nu are numai o istorie, are și o legendă. Și legenda este la fel de valabilă. Povestea lui. Pe mine nu mă interesează CNP-ul din buletinul bunicii mele, ci imaginea pe care o am în inimă, care m-a rămas. Și povestea neamului meu și povestea țării mele, lucrurile astea sunt perfect valabile pentru fiecare etnie, ca să nu zic pentru fiecare nație de pe acest pământ. Și lucrurile astea trebuie să respectate. În clipa în care ești agresat, în clipa în care ești reeducat să te dezrădăcine, să-ți urăști țara, să-ți fie rușine de fapt și să-ți fie frică să fii român, asta mi se pare un atentat împotriva chipului lui Dumnezeu, care este în tine. Asistăm în ultimii ani la un atac permanent împotriva valorilor bisericii, până la urmă împotriva profunzimii credinței. Este o acțiune coordonată sau pur și simplu se întâmplă din neștiință, din obediența vis-a-vis de audiență? Nu, este o acțiune concertată, este un proces de reeducare tip Pitește, dar soft, în care nu numai biserica. Biserica a venit în rândul mult mai târziu. Întâi au fost compromise valorile și modelele naționale. Un om care trebuie să crească, mai ales un tânăr, are nevoie să se agațe niște modele. Și atunci s-a creat, știi că Francis Bacon spunea că adevărul iese mai lesne din eroare decât din confuzie. Eroarea a fost comunismul și o eroare criminală, dar acolo noi ne-am repliat în actul de rezistență și știam unde e rău și unde este bine. Acum s-a creat o stare de confuzie. S-a creat acel palier axiologic în care, de fapt, la nivel internațional, regresiunea asta de tip cultural în care pe același palier axiologic îl găsești și pe Shakespeare, găsești și niște dansuri tribale în numele democrației culturale. Cultura nu este democratică. La fel ca și biserica, la fel ca și armata și la fel ca viața. Ierarhia este un dat pe care trebuie să-l iubim. Conrad Lorenz spunea, nu este nimic rău în faptul că bunicul te-a mângâiat pe frunte și tu-l iubești, că nu este egalul tău. Un nepoțel știe că bunicul are valoarea și, culmea, ierarhia o lega marele etolog de dragoste. Noi iubim tot ceea ce ne este superior ca spirit, ca valoare. Numai omul resentimentar, cei în laboratorul acela criminal al comunismului, au mers pe dărâmarea ierarhiei și merg în continuare în sistemul acesta de uniformizare. Și atunci dragostea dispare, pentru că dispare valoarea. Aici este vorba de ce am spus și în conferință, când Tuțea vrea să vorbească de Bărtianu, a zis, trebuie să mă ridic în picioare. Iar eu, ca să vorbesc de Tuțea, trebuie să cad în genunchi. Eu, dacă vorbesc de profesorul meu, Demre Durescu, trebuie să am exact această atitudine, pentru că este profesorul meu. Nu am cum să vorbesc de la egal la egal. Dacă mâine apare pe bulevard, eu în genunchi și să rup mâna. Pentru că asta este vorba.
n-ai cum să fii egal. Egalitatea, aceasta falsă, fantoma egalității, a fost băgată de omul resentimentar, Vicren, ca să știe. Constantin Noica a avut un articol în Prim Comunism extraordinar, nici nu știu cum a scăpat, în Contemporanul, mi-aduc aminte, bietul eu sub noi. Și spunea, dom'le, degeaba se adună Neafane cu Nea Gheorghe, că nu poate să pună de un Poincaré sau de un Balzac. Nu, masele, adunate în mase. Tertipul ăsta, Viclean al lui Marx, care a fost un contabil, totuși, Viclean, a spus că acumulările cantitative duc la salturi calitative. Când a văzut așa ceva? Că o adunare... Este matematicianul Cantor, care are acea teorie a tăierii numerelor superioare. Zicea, niciodată numerele inferioare adunate nu vor face cât un număr superior. Deci se demonstra matematic, ca și în fizica superioară. În fizica obișnuită, o parte mai mică decât un întreg. În fizica superioară, o parte poate să fie egal cu întregul, dacă nu și mai mult. Și atunci putem observa calitatea de când se naște și până când moare, rămâne calitate. Și ca să o concentrăm într-o expresie mult mai puternică, îmi aduc aminte de Gabi Micaelescu. El a fost impresar și mare mărturisitor al Teatrului Românesc. Pe la 91 de ani l-au chemat pe la un iter pe acolo, să spune, i-au dat o diplomă. Și a spus un lucru extraordinar bătrânul despre Marioara Voiculescu, care a fost o mare actriță. A zis, Marioara Voiculescu n-a avut nevoie de evoluție, că s-a născut evoluat. Despre asta e vorba. De ce atâta ipocrizie și o scară a valorilor atât de anormală? Asta este tehnica. Cum zice, tehnică. Asta e tehnica cu care te învăluie. Să creezi întâi o confuzie, îți extirpează ca într-o furtună, te agăzi de ceva, într-un vânt puternic, îți ia mânerele. Te agăzi de Eminescu, care e o conștiință națională. Mi-a zis mie cineva, eram la Botoșanu, profesor de filozofie, și că, domnule, Eminescu a fost și poet. Și m-am supărat. Cum, domnul Glevan, Dumnezeu să-l odinească, a fost și poet? Păi da, mă, băiete, că întâi de toate a fost o conștiință. Și atunci am înțeles cât de profund omul acela, că la mine era limitată ideea de poet. Că acest tânăr de 33 de ani, unde a fost apogeul lui Eminescu săracu, că după care au intrat într-o moarte civilă, a înțeles într-un act de luciditate tot fiorul tragic care ne-a străbătut. Una este să-și circule prin sânge duhul lui Eminescu și alta să fii fără el. De asta, de exemplu, se merge foarte mult acum, se exagerează și știu cine sunt persoanele, pe ideea cu Caragele. Sigur, Caragele a avut geniu, Caragele a fost un mare scriitor. Dar nu poți să reduci poporul român la lumea lui Caragiale. Pentru că nu cu Mitică de la Gambrinus sau lui Caragiale am făcut noi Mărășeșul și am trecut Prutul. Și am stat în închisurile, în pușcările comuniste. Deci vâna aia de român, extraordinară, care este tragică, este absolută. Cu aia am făcut treaba. A fost și Mitică. Dar zice că, dumneavoastră, nu ieșim din zodia lui Caragiale. Păi nu ieșesc, bă, din zodia degeneraților. Caragiale a fost un scriitor general care a văzut niște degenerați. Bine, acum nu putem compara degenerații lui Caragiale cu ăștia care ne conduc. Pentru că ăștia sunt elementele, sunt urmașii celor care au făcut canalul, pușcările. Aia, burghezia tocmai se formase pe vremea lui Caragiale și aia nu făcuse nici canal, nici asta. Erau poate cu tarele lor oameni, adică dacă te uiți la Tipătescu, totuși e respectabil. Nu e criminal. Tipătescu nu e Iurie Odej. Aici avem parte de monștri ai naturii, de, cum să zic, hidoșenii, un Petru Groza, unul ăștia. Am înțeles că aveți casa pe aici. Vorbeam cu un om drag, Părintele Stareț de la Mănăstirea Lainici, Joachim Pârvulescu, și îmi spunea, da, nu există democrație, există demonocrație. Da. Ceea ce se întâmplă acum nu este democrație. Da, dar numai cuvântul acesta, democrație, se folosește foarte, cum să zic, ciudat, ca să își ascundă ei. Ei, de regulă, de exemplu, am văzut și la televiziune, sub pretextul diversității, dau drumul la mitocani. Și nu mai tu ai dreptul să faci că ești artist, dar am costat ani de zile de studiu, de muncă, de... Nu suntem egali. Dar chiar nu suntem egali, de când ne naștem până când... Și asta este inegalitatea calității. Eu, cum am spus, eu nu sunt egal cu maestrul meu. Dar nu pot să fiu egal nici cu un nenorocit din ăsta care face o telenovelă. Și atunci distanța este tensiunea diferenței care trebuie să o păstrăm. De-aia este profesor universitar, de-aia este maestru. Se spune că un profesor îți dă cunoștințe teoretice. Maestru îți dă mai mult, te contaminează. Iar părintele, în concepția creștină, cum a spus Sfântul Apostol Pavel, învățătură într-un Hristos veți avea cu miile, părinți puțin. Părintele este cel care are cordonul umbilical, el are grijă dincolo de învățătură, grijă față de tine cum crești. Eminescu a fost un părinte, ca să luăm un exemplu. Mircea Volcănescu a fost un părinte. Toți, cum să zic, Eliade a fost un părinte pentru poporul acesta, Mircea Eliade.
toate mințile astea luminate care am citit, Spiru Haret, de exemplu, sau Simeon Mehedinți, dacă vedem, au o atitudine părintească. Ei își asumă cum respiră neamul ăsta. Nu vorbesc statistic. Îi zicea Constantin Uica lui Sanda Astrolojan, figură mare, zicea, dragă Sanda, am venit să vă scot din statistici. România respiră la derbedei ăștia numai prin statistici. Ei ne dau și cifre, adică te fac din cifre. Și poporul român nu respiră în statistici. Dom'le, astea sunt chestii de administrație, au altă vocație. Dar nu scrii tu temperatura unui neam cu așa ceva. Nu vrei tu să faci temperatura unui neam cu cifre sau cu indicații venite de aiurea. Ce facem cu tinerii cărora le este rușine să-și facă o cruce în fața Sfintei Biserici, le este rușine să-și decline până la urmă identitatea, că vin de la țară, sunt copii de țăran? Nu trebuie să certați că se vor ascunde, au prea multe laptopuri în cap și internetul și ispite săraci. Cred eu că cea mai bună educație față de un copil, mi-a spus mie o doamnă în vârstă, ci că nu îi zice niciodată lui, da, 5-6 ani, vorbește pe deasupra. Și îi spune, este prin casă și tu zici, dragă, ai văzut ce filme tâmpite dau ăștia la televizor, vorbești cu soția. Trebuie să fii absolut handicapat să te uiți la ăștia la știri. Mi-a spus că nu vorbesc limba română și el ca ghebist ascultă. Și știi să-ți proceseze, că dacă te duci la el și zici, nemernicule, nu-ți faci cruce, poți să zici, dragă, ai văzut pe ăștia ce alienați, ce înstrăinați au ajuns, că nu-și mai face unul o cruce, domnule. Nu mai știe unul, cum să zic, să se ducă la biserică, să... O devenit așa un fel de derbedei atei din ăștia, dar pe deasupra lui. El trebuie să ne audă pe noi, discutând, dar fără să-i învinuim. Lasă-i să se vindece prin contaminare. Că eu, de exemplu, spun că l-am ascultat pe Țuțea. Era la Teatru Tănase invitat să fac pantomimă. Și aveam un succes teribil. Și mă pregăteam, vezi cum lovește Dumnezeu, păi, mă pregăteam, scoteam tricou și atâta pe un televizor mic care era acolo în cabină, un moșulică cu fesul abia stătea pe cap, îl întreba o doamnă. Dom'le, și în clipa în care a început să vorbească cu ea, cu doamna Apostolul Ongin, a rămas cu tricou în mână. Pentru că el vrea fundamental, urmește, mi-a dreptat coloana vertebrală. Ei trebuie să ne audă pe noi. Nu, eu nici nu am cunoscut pătuța personal. Nu trebuie să vorbesc personal cu mine. Eu am vorbit acolo, avea o treabă de spus. Noi trebuie să ne facem noi treaba. Noi trebuie să creăm tensiunea aia. Îmi aduc aminte că am făcut o probă de pedagogie teatrală. Puștiu meu, când avea vreo 5 ani, și aveam cu toată trupa, cu studenți, mai știu ce, am zis, noi faceți ceva, atrageți atenție. Și i-au început, fete, ce drăguț ești, Octavian, cu diminutivii, nu vrei să vii să te juri? Noi refuză, nu avem nicio treabă la toate dulcegăriile astea proaste. Dumnezeu, era unul, un actor, care bătea un cui într-un colț. Acolo s-a dus. Dar nu-l băga în seama, avea tensiune. Să ne bătem noi cuiile noastre. E, că dacă îi cerți prea mult, fug. Și ei zic, bă, mă lași în pace, nici nu pot să înțeleagă, este, a percepția lor este terminată. Există acum acest clișeu vis-a-vis de Biserica Ortodoxă și evenimentele din ultima lună, să spunem, da. Lipsa patriarhului de la discursul regelui și apoi faptul că președintele a susținut un discurs la canonizarea mitropolitului Andrei Șaguna, Sfântului Andrei Șaguna. Ce se întâmplă aici? De ce se exploatează atât de mult și există un interes de a atrage biserica într-un astfel de scandal? Bine, lucrurile sunt manipulate politic, până și prezența majestății sale. Cei care sunt în spate acolo nu sunt susținători reali. Îl folosesc berbece, pentru că monarhia a început să aibă un credit teribil și pe bună dreptate, în sensul că e monarhia, el e rege, nu e președinte. E rege, e istorie, este sânge albastru, e unsul lui Dumnezeu. Și după ce au lovit, după ce i-a făcut praf 20 de ani, acum se agață, că ea totuși a ieșit curată. Și se agață și vor să creeze, să fărâmițeze, să facă conflicte de genul acesta. Mie mi se pare important faptul că majestatea sa a fost în Parlament, că le-a vorbit, că parlamentarii au avut, nu știu unde au avut resurse astea să se scoate în picioare. Pentru că ei săraci nu sunt obișnuiți, nu sunt educați, ei sunt niște oameni destul de, cum să spun, marcați de secrețiile fostului Comite Central al Securității care ne conduce. Poate printre ei poate să fie și niște oameni de treabă, nu trebuie satanizat așa și să se încerce, dar majoritatea este de altă factură. Tu nu s-au scoat în picioare, este un lucru lăudabil, e un lucru de civilizație. Parcă din câini de tomberon au devenit dogi. Adică au crescut în rasa lor. Cu asemenea imagine poți să dai, să vadă și Sarkozy, că noi nu am, sau ăștia din Europa, republicani.
Noi suntem neam monarhic, au avut instinctul. Îți dau un exemplu foarte clar. Uite ce s-a întâmplat cu ei. N-a murit gena românească. Când Ceaușescu l-a invitat pe Charles de Gaulle, doamna Sanda Storojan, care era traducător oficial lui Charles de Gaulle, povestește în memorii că ei aplaudau Ceaușescu, PCR, ura, Ceaușescu, și când s-a dat jos de mașină, Ceaușescu și popor. Țăranii. Și când s-a dat jos de gol, i-au îngenunchiat, că le era legitim. Deci săranul a recunoscut că era legitim. Era o făcătură. Aici așa cum, ei săraci ăștia parlamentari, cine știe ce fibră de țăran bună în ei, au zis, bă, a vorbit regele. S-au sculat, n-ai văzut că erau, nu le-a zis unul în picioare. Extraordinar. Și a zis regele când stătea pe scaun, îi se cuveneau aplauzele. Era rege. Nu dădea din cap așa, vă mulțumesc, sunteți drăguți, nu avea treabă. Vis-a-vis de Sibiu? Ce cu Sibiu? Cu discursul președintelui... Nu l-am auzit, mi s-a spus că... Ar fi fost firesc să... Să vorbească despre Șaguna? În biserică. A, să vorbească? Asta este treaba, cum să zic, ierarhilor bisericii, din câte am înțeles, și eu am vorbit în biserică, de exemplu. Mi-au permis preoții să vorbesc în biserică. Problema este nu ce vorbești în biserică, ci ce spui în biserică. Despre asta este, nu știu discursul. Deci eu știu discursul regelui, nu știu discursul președintelui din biserică și nu s-a întâmplat să nu-l cunosc. Deci nu, asta nu mi se pare... Ar trebui să fie mai implicată biserica în problemele uzuale ale țării, în problemele lumești? Nu. Ei, întotdeauna ortodoxia a stat... Valeriu Gafencu a dat un răspuns teribil, nici eu nu știam. Biserica veghează, dar nu ca securitate. Ea veghează, nu e razna. Ea nu face politică. Eu zic, doamne, scoatem acum sindicatul preoților. Nu, doamne, că își pierde din harul ei. Ea trebuie să stea pe loc, te duci tu la biserică, nu vine biserica. Dacă e un dement din ăsta care a luat-o razna, nu aleargă acum biserica după fiecare. Zicea Părintele Voicescu, ci că, doamne, de ce nu te ocupi de ăla? Eu nu vezi că e în afara bisericii, lăsă-ți vină în curte. Să vină în curte. Ea nu este statică, ea este profundă. Biserica. Noi venim totuși, avem 2000 de ani de creștinism. Nu o să facem acum gimnastică la impuse pentru ce ne pun golanie de dincolo. Deci mai ai văzut, mai cântăm și un rock and roll în biserică, aia la ei. Și aia e de aprins lumânare, acolo cam uiți că ești actorul Dan Puric sau ministru cu tare, ești tu un simplu muritor, intri, cum zicea Petrețuțea, numai în biserică afli că ești om, la mol de Crăciun afli că ești porc, că își încarcă ea toate alea acolo, mănâncă dincolo de limită. Tu în biserică, dacă intri, afli că ești om. Că cât durează fragmentul ăsta de viață? Nu foarte mult. Și atunci te mai dezmărginește de orgolii, de demențe din astea, de... Sigur că ea este instrumentalizată, sigur că biserica este folosită de oameni politici ca să dea bine la electorat. Dar te gândești totuși când un om politic îl și vezi cum își face cruce, cum... Îl vezi că e o făcătură. Mai era un săracul de cu lumânare în mână. Era ceva penibil, parcă era Engels. Se vede că nu, dar el stătea că să-l voteze babele, știi? Se vede, nu? N-ai cum. Ca o concluzie a acestei scurte discuții, ce se va întâmpla cu România în următorii ani? Nu o profeție, pur și simplu o concluzie. Ia mai prost ca acum, țara asta nu a fost niciodată mai amenințată ca acum. Situația este cumplită pentru că este de dezrădăcinare, un atac identitar, fiara politică de dincolo își face de cap cu eșalonul 6 de la noi, cu oamenii filtrați, cu trădători de țară, care sunt și intelectuali, sunt și oameni politici, se vinde cu bucata, se vinde și cu porțiunea, se vinde din suflet, e un război. România este un război civil. Nu vor câștiga aceștia care ne vor rău. Noi trebuie doar atâta să stăm, cum zicea Arsenie Boca, omul care stă în genunchi în fața lui Dumnezeu e mult mai mare în fața lumii. Și asta nu înseamnă pasivitate și o chestie de genul ăsta, ci înseamnă o atitudine extraordinară. Când ești cu genunchii și cu fața către Dumnezeu, înseamnă că te-ai întors cu fundul către lume. Lumea este trecătoare, Dumnezeu nu. Evanghelia nu poți să o schimbi după ziarul de astăzi, după evenimentul zilei sau nu știu ce. Ea rămâne. E istoria, cum zicea Constantin Noica, nu fiți foarte întristați de meteorologia istoriei. Dar trebuie să o detectez că poporul care nu are sentimentul pericolului dispare din istorie. Pentru că trebuie să ne punem pe poziție. Trebuie să ne punem pe poziție. Cuiu pentru ei este România. Restul au trecut. Cuiu pentru ei este genul ăsta de a fi. Chiar cu babele astea care stau la biserică, la moaște, ăla este nămolul unde li se rupe șenila de la tank.
We'll be right back.